Și în primul rând, vreau să fac o remarcă. Acest eveniment nu este un eveniment politic. Deci nu am venit nici să facem propagandă electorală, nici să facem nimic altceva. Ne interesează în primul și în primul rând să identificăm și să descoperim problemele Sighișoarei, în asemenea fel încât să găsim, poate cine știe, chiar și o soluție. Pentru aceasta, pentru ca să putem să avem o bază și ca să mi s-a părut cel mai normal și mai reprezentativ ca un deputat al României să vină în seara asta lângă noi și să ne ajute să înțelegem care sunt căile și direcțiile de acțiune pentru a putea rezolva problemele Sighișoarei, am invitat-o pe doamna Lavinia Cosma, deputat USR de Mureș, deci este deputatul nostru al USR-ului, al mureșenilor, revine, și în primul rând vreau să o rog să vă prezinte, să-și prezinte un pic cariera și după care activitatea parlamentară în cele două luni de când a ajuns parlamentar. De asemenea, vreau să remarc faptul că în Sighișoara, nu știu dacă am mai fost alt deputați în altă perioadă decât în campania electorală și mi se pare acest aspect, faptul că vine și ne va onora cu prezența ori de câte ori o voi chema și o vom chema ca să putem să identificăm real și în timp cum putem soluționa problemele Sighișoarei. Doamna Lavinia, vă rog. Bună seara! Mulțumesc în primul rând că ați răspuns invitației noastre. E foarte important că la așa de scurt timp după alegeri ne găsim cu toții în seara asta aici. Să vă spun câteva lucruri despre mine. Sunt Lavinia Cosma, așa cum zicea colegul meu. Am 35 de ani. Sunt consilier în carieră. Ce înseamnă consilier în carieră? Am lucrat pentru că mi-am suspendat activitatea, cu elevi și cu studenți pentru a-i sprijini să-și găsească un drum în viață și aici intră partea de pregătire pentru interviu, partea de decizie de carieră, de a lua o decizie informată. Povestea asta cu USR, ce înseamnă USR? USR înseamnă Uniunea Salvați România, asta ca să luăm de la început. Și sunt deputat, așa cum zicea colegul meu Dan, de aproximativ 2 luni de zile. E o experiență nouă și mi se pare foarte important să începem noi, cei din USR, să promovăm un alt tip de politician. Un alt tip de politician și de deputat sau de parlamentar în general, care nu ajunge în astfel de întâlniri doar în campanie electorală și sună pe cineva, repede, repede, adunați 50 de oameni că e campanie electorală și să vin să le spun 2 vorbe. Și foarte important pentru mine să ajung în fiecare parte din județ să vedem exact care sunt problemele. La București stau câteva zile, dar aici sunt acasă. Deci e casa mea și împreună vreau să vedem cum putem să facem un loc mai bun din asta. Asta așa pe foarte scurt. Am început ziua de astăzi cu câteva vizite în zonă. Am fost și la spital, am vorbit cu doamna manager de acolo. Cumva sunt în temă cu partea de sănătate, pentru că am fost și purtător de cuvânt la spitalul de urgență din Târgu Mureș vreo câțiva ani de zile și chiar cunosc situația și cum ar trebui îmbunătățite lucrurile. La nivel de Parlament fac parte din 2 comisii. Sunt vicepreședintele Comisiei împotriva abuzurilor și dacă aveți petiții, de exemplu, orice fel de petiții, asta este o comisie în care vă îndemn să aveți încredere și să faceți astfel de petiții și vi se va da un răspuns tehnic și pe bază legală. A doua comisie din care fac parte este Comisia de Învățământ. E foarte importantă pentru mine, așa cum vă spuneam, am experiență pe partea asta de educație și cred că după 27 de ani trebuie să devină învățământul prioritate, pentru că, așa cum știți, poate sună clișeu, un popor needucat
cred că trebuie să începem să lucrăm la partea asta de educație. Aș vrea să ne concentrăm mult mai mult pe partea de întrebări și de discuții, să-mi spuneți ce așteptări aveți dumneavoastră de la mine ca și parlamentar. Eu sunt parlamentarul mureșenilor, deci nu sunt parlamentarul nici celor care m-au votat, nici al celor care mă plac sau nu mă plac, sunt parlamentarul tuturor. Și asta înseamnă că orice cetățean are dreptul să bate la mine la ușă. Am și un birou în Târgu Mureș și un birou parlamentar. În curând, în momentul în care punem pe picioare și filiala USR Mureș și e în lucru toată Sighișoara, și e în lucru toată povestea asta, va fi și aici un birou parlamentar și va fi mai simplu că va fi un loc și știți că veniți acolo și putem să stăm de vorbă pe problemele pe care le aveți și chiar să încercăm să ajungem la instituțiile pe care, cu care aveți problemele respective. Așadar, întrebați. Ce așteptări aveți sau ce, cu ce vă confruntați? Eu am înțeles astăzi, în cursul zilei de astăzi, problema gropii de gunoi, problema spitalului, problema accidentelor, care sunt foarte multe accidente aici și probabil că nu vă simțiți foarte în siguranță când treceți strada. Și am înțeles cam cum, cu ce vă confruntați aici în Sighișoara. Spuneți-mi, din punctul nostru de vedere, ce ar trebui făcut sau cum vedeți lucrurile. De ce ați venit în seara asta aici, să o luăm invers? Ca să ne asigurăm că mai veniți mandatul, în primul rând. Okay. E foarte bine că ați venit și sperăm să vă mai vedem, în primul rând. Tot așa, okay. Periodic, cine știe că problemele nu sunt aceleași tot timpul. Problemele astăzi avem unele, peste 6 luni apar altele, poate unele dispar. Mie cel țin mi-a plăcea să vă mai văd aici, cum nu s-a întâmplat, așa cum ați zis, cu alți deputați sau senat. Chiar aici, în oraș, nu am fost senator, dar nu cred că am încercat vreodată așa ceva, ce patru ani m-am dat. Asta vreau să fac, să vin periodic și, așa cum ați zis, problemele nu le discutăm acum și 4 ani de zile sunt acelea și nu despre asta e vorba, ci să încercăm să avem o comunicare și pe lucruri concrete. Adică, ok, în seara asta ne cunoaștem, dar pe urmă, cred că mergeți fiecare acasă și vedeți cu familia dumneavoastră ce aveți pe ordinea de zi, ce se poate rezolva. Eu mi-aș dori ca dumneavoastră să aprofundați un pic înființarea filialei de aici, pentru că, să zicem, când veniți peste o lună, două sau așa ceva, nu prea sunt, văd că totuși sighișorele noștri sunt așa, cu niște rețineri mari, nu știu care e situația. Eu am fost, m-am implicat după Revoluție și noi am avut la un moment dat aici doi deputați, un senator și un deputat. Am încercat și noi pe vremea respectivă să facem ceva, dar se pare că sighișorenii noștri stau cu căciula pusă pe urechi de nu prea... Și probabil că acum un partid de nou înființat, poate că sunt alte șanse. Mai cu seama ceea ce se petrece la ora actuală cu sistemul ăsta politic, efectiv, e o tragedie la nivel național. Și să nu iese cineva să organizeze, să ia inițiativă. Suntem aici câțiva care am protestat și mă bucur că când am uitat aici înăuntru, am văzut câteva persoane cu care ne-am întâlnit aici ades, în fața la sediul lor. Nu știu, eu aș dori ca să înființați un sediu undeva cât de repede și acolo să pot colecta niște informații și doleanțe. Că doleanțe sunt destule, dar trebuie să cu bărți, după cei care aruncă banii stânga-dreapta fără ca să țină cont de ei, cum ar ținea cineva la bugetul de familie, că practic de acolo au primit totul. Cred că e vorba și de exercițiu. În seara asta suntem atâția. Data viitoare s-ar putea să fim, nu știu, cu doi mai mulți. E un plus. Cu cât lumea aude că se poate face asta, poți să mergi undeva
înțeles că sunteți în comisia de învățământ. Da. Aveți, cum să zic așa, puterea de a convinge pe ceilalți, că acum cunoaștem ceilalți care au fost și miniștri, cel care și-au rămas în timp de învățământ. De Caterina Andronescu e în comisia. Aveți tăria asta, pentru că noi am avut aici de parlamentar și de discutat, am discutat multe chestii cu ei. Și unul din ei a spus cam că nu se poate face aproape nimic. Am încercat să, inclusiv, să facem niște reguli, adică să transmitem noi să meargă pe departe. Și în comisia în care erau, mi s-a spus. Deci am putut să țin neapărat să promovăm ceea ce discutăm noi amândoi aici, și acum mi-a spus că să-l tac din cură. Cine a spus? Ce din partid? Ceilalți, nu, ceilalți cu care era în comisia respectivă. Și nu știu dacă oamenii n-ați apucat să vedeți, când a fost audierea miniștrilor în comisia de învățământ, am încercat, chiar am reușit, doar am încercat să transmit live, adică cu telefonul ce se întâmplă acolo. Pentru unii pare un lucru foarte mic, pentru alții și pentru mine inclusiv e ceva nou. Și pentru oamenii ăștia e ceva nou. Ei nu sunt obișnuiți cu transparență, nu sunt obișnuiți să se vadă în afară ce se întâmplă acolo. Și, cum să spun, e un pas foarte mare din punctul ăsta de vedere. Și am pus niște întrebări, am pus întrebările dumneavoastră, pentru că în timp real primeam întrebări și am pus. Nu pot să pun 100 de întrebări, că unii s-au supărat că nu m-a întrebat ce am vrut eu. A trebuit să fac o selecție, evident. Dar faptul că am putut să fac chestia asta, deci e ceva nou. Și în felul ăsta nu se întâmplă de pe zi pe alta, dar încet, încet îi forțăm și pe ceilalți să-și schimbe modul de a face politică, de a fi transparenți. Asta e, de fapt, o foarte mare problemă pentru ei. Ei sunt obișnuiți să facă tot așa. Ei între ei, pe ascuns. Noi nu suntem așa. Noi vorbim de ce ni se întâmplă. Nu avem nimic de ascuns. Și ăștia suntem. Și cred că face parte probabil sau cu siguranță și din... Am trăit altfel, trăim altfel. Suntem obișnuiți cu alte lucruri. Și cred că asta e în folosul comunității, a nostru tuturor. Doamna referată, în primul rând, mulțumim că ne onorați cu prezența. Vreau să fiu foarte scurt. Eu sper să asistăm într-adevăr o schimbare de paradigmă. Eu urmăresc foarte atent USR-ul. Îmi activează, sunt și prieteni cu unii din colegii noastre, mai de multe, cu Mihai Voci, de exemplu. Am fost eu activist, am fost campania împotriva Dracula IV în Sighișoara. Și știu ce înseamnă să ai aportul oraș împotriva și când e alianță transpartinică pentru un proiect mafiot și, din păcate, greu ieșim din acest marasm. Și fără comunicare și transparență nu cred că o să reușim. De aceea eu cred că, cel puțin din partea mea, se adună dintre prietenii mei, aveți o sprijinul nostru. Să trecem la lucruri practice. Sighișoara se confruntă cu niște probleme mari. Spitalul municipal, am auzit că ați fost acolo. Da. Proapă de cu noi. Da. Eu pe blogul meu anul trecut am demarat, acum 2 ani am demarat o anchetă legată de contractele succesive cu proapă de cu noi și sunt o grămadă de și am înțeles că sunt foarte prost făcute în defavoarea banului public. Comunității. În defavoarea banului public. Și am și depus un dosar la DNA cu problema asta. N-am primit deocamdată niciun răspuns, însă lucrurile văd că trenează. Altă problemă este o viitoare șosea de centură de care orașul nostru ar avea nevoie, dar care după și am citit bugetul de transport, nu e a dispărut complet. Ați avut o întâlnire cu primarul Sighișoarei. Da. Vreau să îmi spun
dacă ne puteți spune cam ce ați discutat cu primarul. A fost o întâlnire să ne cunoaștem. Eu sunt deputatul și parlamentarul și al primarului și al tuturor. Din punctul meu de vedere, orice discuție, că e primar sau că atât mai mult că e primar și are o funcție și poate să decide niște lucruri și poate două minți mai luminate ajung la o mai bună concluzie. Ce am discutat nu pot să vă spun neapărat cap coadă, că nu ar fi etic din partea mea, însă pot să vă spun că a fost o discuție productivă și deschisă spre colaborare și am ajuns de comun acord la ideea că după 27 de ani e vremea să renunțăm la tu ești din partidul X, tu ești din celălalt, eu fac orice împotriva ta, tu faci orice împotriva mea și hai să vedem împreună ce putem să facem. Ce proiecte sunt? Poate am eu 5 idei, poate ai tu 7. Dintre astea hai să gândim despre ce e vorba. Cred că așa trebuie să funcționeze lucrurile și m-am bucurat foarte tare că am găsit această deschidere. Repet, contează să facem ceva și până la urmă interesul comun e noi aici, la noi acasă. Că dacă eu stau în Târgu Mureș, nu înseamnă că nu mă interesează ce se întâmplă în Sighișoara, că eu vin destul de des în Sighișoara, că îmi place să mă urc în mașină câteodată, să vin să mă plim prin cetate. Pur și simplu. Și cum? Și exact, acum vreau să spun că discutam cu Dan mai devreme că să nu fie mașini în cetate. Da, asta e subiectul. Asta e un exemplu banal, dacă vreți. Adică am minimalizat toată treaba. Cred și sper că putem construi împreună. Bun. Bună vreme să văd că există. Problema este că actuala guvernare, după cum am citit bugetul, cel puțin pentru județul Mureș, ne cam dă mai nimic. Au fost prevăzute câteva proiecte care, după câte am înțeles, au fost și aprobate. De exemplu, șoseaua Sighișoara-Agnita, care, după câte știu eu, sau cel puțin vorbesc, are și importanță strategică. Cred că și primise toate avizele necesare sau acop și bani, văd că nu sunt. Cum putem face ceva pentru orașul ăsta dacă, de exemplu, actuala guvernare, domnul primar aparține actuală guvernare? Nu pot să mă erijez în atribuțiile dânsului. Și nu o să comentez ce face sau ce va face de acum încolo. În ceea ce privește strategia actualului guvern, din ce am văzut, au cumva o prioritizare din punctul lor de vedere. Nu înseamnă că sunt de acord cu ea. Și cred că anul ăsta se concentrează pe partea asta de Moș Crăciun, de la toată lumea stânga și dreapta. Repet, nu e politica mea, nu e ceea ce eu aș promova. În afară de asta, știu doar că nu sunt prevăzute acei bani. Ce putem să facem este să facem ceea ce se numește lobby și cred că, o scurtă paranteză aici, cred că trebuie promovat și la noi, promovată și la noi instituția lobby-ului, ca să nu mai ajungem în situații în care, dacă eu merg de aici să fac lobby pentru Sighișoara, să ajung la, nu știu, trafic de influență sau habar n-am ce alte chestiuni. Adică să te duci să te bați pentru orașul tău e un lucru normal peste tot în lume. Asta așa un scurt comentariu. Deci ce putem să facem e să vorbim despre asta și să punem niște presiune și să vorbim cu cei care au pixul în mână. Nu știu dacă ați văzut de curând, există acel PNDL, este un program care e, de fapt, un fel de pix al lui Dragnea și din pixul respectiv dă bani la cine vrea el, fără să le am nicio explicație. Nu se supune unei legi de finanțare din bani publici din România, ci pur și simplu, dacă vrea să-i dea lui X bani, dă lui X bani. X primar, în sensul ăsta. Nu e ok, pentru că iese din orice paradigmă de finanțare, de fapt.
organizat în luna noiembrie pentru Sighișoara și pentru Razu de 30 de kilometri în jurul Sighișoarei, privind protejarea patrimoniului și promovarea acestuia și, bineînțeles, dezvoltarea zonei în această direcție. A fost un memorandum care a fost lansat aici la Sighișoara, urma să se semneze de mai multe ministere. Știți cumva sau ați putea să aflați în ce stadiu, dacă se va mai face ceva, dacă se va concretiza, pentru că acel proiect îl consider important și chiar un proiect strategic, dacă vrem să îl numim așa, pentru această zonă și cred că și pentru România, de fapt. Și atunci am discutat cu mai mulți dintre cei prezenți aici la Sighișoara despre ce s-ar putea face și există foarte multe idei bune, doar că există, adică ar trebui ca toate acele ministere să se întâlnească la o masă și să discute și să încerce să prioritizeze și în funcție de acele propuneri în plan, mă rog, în bugetele lor și în prioritățile pe care ei și le pun. Și cred că acest lucru ar fi important de urmărit și poate să ne țineți la curent sau cumva să aflăm despre ce se întâmplă cu acest proiect. A fost inițiat de Ministerul Culturii. Asta vreau să trec la inițiat. Doamna Oana Bogdan. Da, am înțeles că e din Sighișoara și s-a făcut mult. Eu aș vrea să vă întreb cum... O secundă, da, scuzați. Scuzați. Okay. Voi urmări să văd în ce stadiu este, o să pun întrebarea unde trebuie și o să revin cu răspuns pe această temă. Dacă vă uitați, se fac tot felul de topuri. Județul Mureș, cum stă vis-a-vis de număr de turiști. Și când asta... Dacă comparăm inclusiv situația cu Târgu Mureș și Târgu Mureșul se raportează la număr de turiști, cumva, a, vin turiștii la Sighișoara. Aici vorbim de ce vreau să spun este... Nu știu cum se raportează, dar pe statistică, Sighișoara, pe la Transilvaniei, în județ a ajuns pe locul 4. După Sovata și după Reghin. Depinde de... Îndoiți-vă... Depinde unde citiți. Eu știu, dar citiți și e adevărat. Depinde unde citiți. Eu, un lucru e cert. Că trebuie construit în jurul Sighișoarei, pentru că Sighișoara aduce turiști. Asta e realitatea. Acum că vorbim de cifre date de unii sau cifre date de alții, nici măcar nu mai are importanță. Realitatea asta e, Sighișoara aduce turiști, turiști înseamnă prosperitate pentru toți cei care trăiesc aici, corect? Teoretic. O să vă complexez. Trebuie să știți că 80% din turismul care se întâmplă la Sighișoara se întâmplă pentru 2 ore. Asta este. Și pentru 2 ore. Deci doar 20% rămân o noapte, două, trei sau mai multe nopți. Problema din punct de vedere al turismului mi se pare destul de complexă. Ridică mai multe paliere. Dar ce vreau să vă întreb, ce soluții am putea găsi, că ați identificat și dumneavoastră 3 puncte. Eu consider că ca să rămână atractivă Sighișoara, prioritatea în 0, foarte urgentă, este șoseaua de centură din mai multe puncte de vedere. 1. Protecția patrimoniului. 2. Poluarea. Nu s-a făcut o măsurătoare ce înseamnă poluare la actualul trafic din oraș. Este infernal. Mă refer atât la mașini mici, cât mai ales la traficul greu, care îl numărăm în sute de camioane. Nu mai vorbesc de poluarea fonică. Șoseaua traversează orașul pe câțiva kilometri. Deci nu este doar afectată partea istorică, este afectată efectiv populația care trăiește adiacent la această șosea principală. După aceea vin evenimentele. Nu am avut suficient timp, că am vrut să cer eu de la poliție o statistică. Evenimentele se întâmplă cu o frecvență extraordinar de mare. Pentru că este firesc să fie evenimentele la traficul care este. Lumea este în viteză, nu este atentă, sunt multe treceri de pietoni. Majoritatea celor care sunt implicați în aceste evenimente nu sunt din oraș. Traversează orașul. Nu sunt atenți în motive. Și toate au aceeași cauză comună. Pentru că în ultimii 15 ani s-a dezvoltat
baza asta rutieră într-un mod geometric, da? Iar infrastructura de care dispunem nu face față la chestiunea asta. Deci problema șoselei de centură implică foarte multe paliere și foarte multe lucruri care nu sunt aprofundate și nu au fost discutate niciodată. Inclusiv din punct de vedere turistic. Pentru că există o anumită teorie că dacă facem șosea de centură, nu mai vizitează lumea Sighișoara. Fals! N-are absolut nicio legătură una cu alta. De ce n-am mai vizitat? Care-i teoria? Anumiți politicieni care au și afaceri în domeniul turismului consideră că dacă se construiește o șosea de centură, o să aibă ei de pierdut. Că nu-i hotelul lor, nu știu unde? Da. Că nu se opresc oamenii la hotelul lor. Și atunci toată comunitatea are de suferit și pe termen lung, din punct de vedere turistic, traficul afectează. Vă dau cel mai banal exemplu și toți compatrioții mei cred că sunt de acord. Se lucrează la podul spre Târgu Mureș. Păi nu vreți să știți vara ce se întâmplă. Coada este la ieșirea spre Albești. V-am spus că și asta tot așa înseamnă poluare pe care nimeni n-a măsurat-o. Ce înseamnă particule, suspensii, praf și așa mai departe pentru sănătatea orașului. Okay. Eu văd ca principală problemă punctul 2 ar fi groapa de gunoi care are tot așa efecte secundare. O secundă să la asta cu groapa de gunoi. Groapa de gunoi de ceva vreme cea de la St. Paul s-a dat în folosință, în ce știm. Și am înțeles că sunt câteva variante. Sunt două aspecte. Dacă cetățenii, dacă dumneavoastră, cei care locuiți aici, ați fi de acord să plătiți un pic mai mult, dar să nu mai aveți riscurile astea, sau nu? Moment. Deja s-a dublat prețul din luna asta. În condițiile în care Târnăveniu, de exemplu, transporta aici, și era la jumătate de preț față de Sighișorean, cauza în altă parte, dar acel SRL care dirijează groapa de gunoi și nu transportatorul firmei. Dar asta are factura de la 6 lei 80 de bani este 10 lei 80 de bani din această lume. Să ce se mai scumpim? Doi, și cu asta am și gătat. Centura, șoseaua de centură, este extraordinară. Am mai spus la o altă întâlnire aici, eu sunt un om bătrân și în Sighișoara bătrân. N-o să o văd în viață. Pentru că nu se poate face la București. Trebuie bani enorm de mulți pentru așa ceva. Și de ce o legi? O șosea de centură se leagă de o autostradă, de o șosea rapidă. Problema. Bine. Bine. Atunci o putem face mâine și există și proiectul. Problema cealaltă. Prima chestie. Că dacă într-o zi pică turnul, dispare și Sighișoara. Asta este. Poftim? Și nu suntem departe. Și nu suntem departe, dar nu asta. Mă refer la ce a spus dânsul cu poluare. Sunt studii și la alea. Știți? Adică vă spun eu că am participat la asta. Tot într-un proiect din ăsta, eu fiind de la alte chestii. Pe minut, în centrul Sighișoarei semaforizat, trec între 37 și 45 de mașini. Nici mai nu știu ce. Păi este dezastru. Cine a fost puțin prin orașele italiene, în Europa, nici nu are costum. Păi nu cetatea eliberată, unde turistul care vine nu poate trece de mașini. E stradela înfundată cu mașini, e legătura asta, înfundată cu mașini. Sunt locuri de parcare special cu destinație făcute acolo. Și centrul vechi trebuie desfăcut. Sunt posesori de mașini, stau în centrul vechi. Total. Sigur, va fi o poziție fantastică. Nu că nu vine la hotelul X. Concepția. Așa este, cum spune. Că nu vine să bea cafeluța la el. Și din păcate, acea organizație este extrem de puternică. Cum se numește organizația asta? Poftiți? Cum se numește organizația asta? Nu știu dacă putem defini ca organizație... Are și un titlu, are. Sighișoara, da. Se pretinde că dezvoltă turism. Persoanele care sunt în spatele Asociației de Turism Sighișoara. Este foarte, foarte important să spunem lucrurile cu subiect și predicat, ca să înțeleagă doamna
deputat exact care sunt problemele reale. Să nu ne implicăm cu nume și nu politic. Nu, nume. Asociația turistică Sighișoara. Și nu vreau, s-au spus că nu pot veni cu dovezi. O asociație în care... Dar dirijează. Sunt și oameni politici, foști consilieri, actual consilieri local cu interese în turismul local și care ani de zile au făcut legea la așa. Asta era... Și cum mai e legat de groapa de noi. Deci cel mai important lucru... O secundă, să vorbim pe rând. Conform contractului, inițial, firma Schuster & Cossal era obligată să depună într-un fond, într-un fond deschis la o bancă, așa numită taxă de ecologizare. Deci, firma respectivă, la momentul în care groapa se umplea, era obligată să ecologizeze. Ecologizare înseamnă acoperirea cu diferite staturi de pământ, zi și așa. Și plus, taxa respectivă să fie asiguratorie pentru local, pentru comuna. Ei bine, groapa este aproape de plin și anul trecut, când eu am definitivat ancheta, sau eram pe cursă de definitivez, am aflat că în acel cont erau depus 74.000 de lei. Deci, ei, cineva a făcut un calcul, costurile ecologizării ar însuma bugetul Sighișoara pe un an de zile. Deci puteți să facem atenție. Dar domnul Goțan, mai puțin, o întrebare. Schuster & Cossal gestionează groapa de gunoi? Sau face numai transportul? Gestionează. Nu cred. Este operator. E operator, dar nu gestionează. Pentru că acolo se întâmplă și alte activități. Deci, ok. La chestia asta cu groapa de... Da. Scuze, că m-am întrebat mai devreme. Am vorbit de la dumneavoastră. Și din telefonul ăla. Da. Aș vrea să faceți un pic de presiune, să zicem așa, asupra protecției copilului pentru cercetătorii din oraș. Am vrut să aduc. În educație, până la urmă, în zona parlamentaristică, în comitetul de educație, avem o grămadă de copii, copii care sunt pe străzi. Până la urmă, nu mai centru, și în cauza flasului și viața, sunt unii care ar trebui să fie în școală. Și protecția copilului se ocupă de copii care ies la proteste, în schimb, o grămadă de copii amărâți, plânde de străzi, de Sighișoarei la Cerșit. Fiind, atenție, manipulați. Da. Deci ei sunt forță de muncă. Eu am avut un conflict deschis, locuiesc în zona nouă, exact în fața casei mele, stau la semafor. Și am stat 3 zile și am urmărit cine colectează banii. Cine colectează banii? Unul dintre, din familie. Cineva. Și am avut o discuție. Mă rog, nu ai ce să discuți cu personal. Mai mult, da. Vin organizat, fiecare trebuie să cotizeze și așa mai departe. Și nu s-a găsit până acum soluții. Eu am făcut personal, hârtie și la protecția. Pentru turiști e plin. Nu, problema asta, la nivel local de Sighișoara, vă spun că din asta am și profitat și voi profita cât voi putea de doamna deputat. Doamna deputat la nivel de Mureș a inițiat un proiect în care încearcă să determine romii și țiganii să se aud, o să vă las pe să vă spună exact despre ce este vorba. În momentul în care o să am toate detaliile vis-a-vis de chestia asta, nu este exclus tot un proiect asemănător să-l implementăm și la nivel de Sighișoara. De ce nu? De ce nu? Haideți să vedem un picuț, să vă spună despre ce este. Da. Și încă un lucru foarte interesant și important, că primul m-a preocupat și am studiat. Cei care cerșesc în toată zona, inclusiv în cetate, pentru că eu am activitate și în cetate zilnică, nu sunt din oraș. Atenție! De Albești și din Vânători. Deci nu sunt din Sighișoara. Deci este o chestiune organizată, mai mult sau mai puțin, empiric, sau cum sunt ei organizați. Vine poliția locală, fug, după 2 minute sunt înapoi. Și problema este că tendința ce am observat eu vis-a-vis de oaspeții străini, de turiști, este a crescut agresivitatea lor. Vis-a-vis de faptul să primească ceva. O să mai crească. Da? Da. Da.
este vorba de o maternitate, a doua este centura ocolitoare, a fost chiar și cerșetoria. Și cerșetoria, poate surprinzător, dintre aceste sute de persoane, au considerat că ar fi penultima problemă în Sighișoara. Alocalii nu te afectează așa de mult cumva. Ei, de cele mai multe ori, pe turiști îi agasează și la turiști de cel mai și... Faptul că faceți parte din comisia de conținut este un punct pentru Sighișoara. Au mai fost câteva inițiative aici locale duse de niște politicieni pentru a stopa problema cerșetoriei. Eu lucrez în comunități de rom, știu cu ce se confruntă romii, știu care sunt problemele lor. Nu se poate face peste noapte o politică publică pentru... De fapt, nici nu există în momentul de față o politică publică inclusivă pentru rom. Așadar, să nu ne entuziasmăm prea tare că va veni doamna deputatul respectul, o să vină doamna și o să rezolve problema cerșetoriei sau vom rezolva problema cerșetoriei, indiferent că va fi un birou USR sau în Sighișoara. Problema cerșetoriei în Sighișoara, așa, comunității romene trebuie tratată separat, cu discuții aprofundate cu oameni din comunități care realmente cunosc problema lor. Degeaba începem să facem noi o politică pentru rom sau să facem ceva cu niște persoane care habar n-au despre rom nimic decât ce văd pe stradă. Să vă spun ceva în legătură cu asta. Am fost foarte mult în ultima vreme în comunitățile de rom din județ. Județul Mureș e județul care are cei mai mulți romi din țară. Asta înseamnă că timp de 27 de ani pe rând, diferite partide i-au manipulat într-un fel sau altul. Și le-a dat, nu știu, 20 de lei, 15 lei, 10 lei de căciulă, care cum, după ce a bugetat. Acum, pentru prima dată în toți anii ăștia, niște lideri din comunitățile lor s-au unit și s-au hotărât să facă ei ceva în sensul ăsta, să identifice problemele, pentru că comunitățile nu sunt la fel, sunt diferite. Unii își trimit copiii la școală, alții nu își trimit. Unii știu să scrie, alții nu știu să scrie. Și cred că ce trebuie făcut pe partea asta, pentru că pe partea de abandon școlar și pe partea de alfabetizare a adulților inclusiv, pentru că sunt foarte mulți care și-au discutat cu ei. Nu ți-ar plăcea să te duci la primărie și să semnezi tu de unul singur sau să-ți completezi cererea, lucruri banale pentru noi, da? Să nu mai depinzi de nu știu cine să vină cu tine, să-l duci, să-l duci, să scrii. Da. Și atunci... Chiar și educația familială. Ce scuze, Cantor? Vreau să întreb, practic, cu ce am referire în Sfântul, da? Am făcut referire la protecția copilului. Mă întreb, ce-ar putea face protecția copilului în situațiile acestea? Ce? Să ia copiii care sunt... Să introducă în Târgu Mureș, să le iei baza de date, cine îi trimite, cum îi trimite, să-i ține acolo și o perioadă și să nu mai primească părinții banii de ajutor social pentru copii. Ar fi o constrângere. Cred că trebuie să intervină și poliția, pentru că sunt niște infracțiuni la mijloc. Exploatarea copilor. Cred că de aici trebuie început. Și exact. Și în paralel cu protecția copilului, care trebuie să lucreze la partea asta de ce faci cu copilul. Îl iei de pe stradă, dar ce faci pe urmă? Degeaba încercăm să lucrăm doar la efecte, dacă nu tratăm la cauză. Ce spuneam mai devreme, e cauza. Deci vorbim de educație, aia e cauza. Și sunt și ei conștienți. Și cum putem să facem niște oameni, de exemplu, care... generații între 600 de ani, 800 de ani, au avut acces la educație. Cum putem să facem să înțeleagă peste noapte valoarea educației? Nu să înțeleagă peste noapte, cu siguranță. Eu vreau să vă contrazic. Întregata comunistă au avut exact ca și noi acces. Deci hai să fim corecți. Au avut și au fost obligați să meargă la școală. Deci întregata comunistă n-a fost numai nenorocire, ci au fost obligați, am avut și am în comunitatea romă foarte multe. M-am peste tot și nu fac niciun fel de discriminare. Ei, nenorocirea a început după 1990. De atunci au fost abandonate comunitățile de romă. Liderii romilor au fost găsiți între interior și în Sighișoara.
domnul Valeriu Nicolae, probabil îl știți. Eu sunt din comunitatea romă și sunt un tip extraordinar și care se implică. Deci astfel de oameni trebuie să se implice, care cunosc, deci vin din comunitate, care nu-și neagă apartenența și care chiar vor să facă pentru comunitate ceva, să emancipeze. Pentru că dacă avem câteva generații de abandonați școlii, vom avea tot atâtea generații de infractori potențial. Corect. Și l-am explicat asta, o spun un scurt comentariu, l-am explicat asta mergând în casa lor, mâncând cu ei, bei un par de suc la ei în casă, pur și simplu oameni, să-i datesc ca pe oameni normali, pentru că oamenii ăia fac parte din societate. Dar e responsabilitatea lor să înțeleagă cum au ajuns aici. Cum au ajuns. Și au început să conștientizeze că lipsa educației i-a adus săraci. Despre asta e vorba. Și când îi spui omului, da, dumneata, dai spui în față, dumneata n-ai vrea ca copilul dumitale să aibă o viață mai bună? Păi, bă, da. Bun, și ce face pentru asta? Nu-l trimiți la școală? Nu așa ar trebui? Ba da. Pasul următor, nu-i suficient să-l trimiți la școală. Când îl trimiți la școală, degeaba tot dumneata te super că e tratat nu știu cum și că nu-i marginalizat copilul. De câte ori l-ai spălat săptămâna asta pe copilul ăla? Că dacă îl trimiți la școală în felul ăla, cu siguranță va fi marginalizat. Nu o să se schimbă peste mare. Sunteți puțin ruptă de... Ați fost și dumneavoastră odată într-o comunitate de rom? Nu am fost. Mă rog, eu am crescut într-o comunitate de rom. Sunt rom. Am studiat... Depinde ce comunitate e foarte importantă. Comunitate de rom ca oricare altă. Nu e adevărat. Știți foarte bine că sunt cunosc foarte, sunt foarte implicate în comunitățile de rom. Dumneavoastră spuneți, de exemplu, nu există o politică de combatere a rasismului în școală. E adevărat. Da. Se numește bullying. Bullying rasial. Noi lucrăm la asta. Dar nu există. Bullying-ul se întâmplă și la români, nu doar la români. Când ați văzut. Degeaba venim și spunem copilor rom, doamne, ce faci ca să-l spunem că copiii rom trăiesc mai rău decât cei din Irak. Dacă mergem în niște comunități, comunități care cerșesc, copii care cerșesc, dacă am merge să vedem în ce condiții trăiesc, probabil că ne-am cutremurat, da? Deci trăiesc în niște condiții mizere extraordinare, fără o educație în ce privește inclusiv igiena și fără o disciplină. Cum poate un părinte care n-a fost niciodată disciplinat și nu înțelege valoarea educației să se trezească la ora 7 dimineața ca să-și pregătească copilul să meargă la școală? Cum poate să meargă acel copil la școală? Eu lucrez în comunitățile de rom. Și ce procedură să facem? Politici publice inclusive. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că trebuie toți cei care sunt implicați, mă rog, majoritatea care sunt implicați în comunități de rom, trebuie adunați la o masă împreună, pe baza unor studii aprofundate în comunități, trebuie văzută cauza și lucrarea acolo cu niște politici, atât în ce privește bullying rasial, în ce privește ajutor social, nu mă refer la acel ajutor social primit de la primărie, ci la un ajutor prin care părinții să fie introduși în niște școli în care să învețe importanța educației și, bineînțeles, sprijin pentru copiii rom, mai mult decât s-a oferit până acum, doar că s-a oferit niște locuri speciale pentru rom, unde au intrat, de fapt, oricine altceva numai prea puțin rom. Și vreau și eu, scuze, Serge, o mică, foarte mică precizare legată ce s-o discutăm mai înainte. Este un pic utopic ce ați spus, pentru că ce sunt la Sighișoara, cel puțin, acum nu știu foarte multe, pentru că nu sunt, am fost plecată foarte mulți ani din Sighișoara, dar știu că au fost familii de țigani care au fost mutați în pădure, adică așa îi integrăm în societate, îl mutăm undeva unde să nu-i vadă nimeni. Sunt de acord cu asta. Ca să vă dau un mic exemplu. Eu în clasa 10-a, am fost și nu este prima oară, am o profesoră care m-au încurajat, și am urmă profesorul care m-au tras în jos. Și vă asigur că am încercat să nu spun cât de des am fost. Am fost la un examen. Păi ați pomenit ideea că de tot ce este școlar și copil. Este. Și la români e chestia. La toată lumea. Eram la examen și am fost acuzat doar la profesorul că am copiat. Eu ieri sunt creștin. O secundă, vă rog să auzim ce zice. Eu sunt creștin și consider că furtul este un păcat. În acel moment, când eram în liceu, n-am copiat, am spus că
fost doamna profesoară să mai dau încă o dată examen. M-am mutat în prima bancă, a fost cu ochii pe mine, am dat încă o dată examenul, l-am dat la fel, meritam nota 10 și mi-a spus niciodată în viața mea n-am dat un 10. Dacă voi da o dată un 10, acela nu va funcționa. Cu siguranță există. Ce putem face? Ce putem face în situația asta? Și sunt mulți confirmări de genul ăsta. Ascultați, acum dumneavoastră vorbiți de niște lucruri care știm cu toții că se întâmplă, povestim fiecare pățania lui, dar eu cred că ajungem la ce am spus mai devreme. Până când oamenii din comunitățile alea, din genul ăla de comunități care, unde oamenii înțeleg că dacă ei nu sunt un exemplu, degeaba merg cei din afară. Puteți face un paralel. Dar eu spun că pentru prima dată în foarte mulți ani de zile, niște oameni din comunitățile alea vor să facă ceva ei prin ei. E mare lucru ăsta. E mare lucru. Dar nu pot să faci ceva, doamna, acum. Pentru că m-am dus la primărie, vreau să fac un centru de zi într-o comunitate de rom și mă duc la primărie și mă întreabă primarul, dar ție ce-ți iese de faci? Ce-ți iese? Mă întreabă ce-ți iese? Da, de asta pe, prima la rând să mă duc rămâni, și după aceea da, vin și îmi pun niște Tot primarii cu în momentul ăsta este foarte greu pentru un învățător să îi tragă la răspundere pe părinții care nu-și trimit copiii la școală. Nu poți să scazi nota elevului la purtare dacă nu treci într-o procedură foarte complicată. Știu asta din familie, mama mea învățătoare la școala care are cei mai mulți copii romi la Mironea, care are proporție de 80% copii romi. Nu se pune problema acolo de bullying din ăsta, pentru că acolo ei sunt, de fapt, majoritatea în școală. Cum zicea și domnul Goța, pe vremea comunismului s-a putut alfabetiza mai mult populația romă, pentru că s-a impus, nu asta a zis, cum îi facem să-și dorească. Nu prea poți să-i faci să-și dorească, dar poți să-i impui și poți să-i impui cum. Dacă copilul are nota scăzută la purtare, nu îi se mai dă alocația. Ori la bani, părinții simt treaba asta. Dacă li s-ar tăia alocația copilor, i-ar trimite la școală sau ar face-o mai categoric. Dar în momentul de față, procedura ca să ajungi la scăderea notei la purtare 6, dacă ați spus că sunteți în Comisia de Educație, poate puteți să umblați punctual acolo, în loc să fie vreo 5 pași. Mi-a zis maică mea, dar nu mai țin minte exact, că discut cu ea de treaba asta, câteodată o admir pentru că lucrează acolo și își dă tot interesul, dar copiii cumva, cu tot efortul educatorului, sunt privați de educație din partea familiei. Se întâmplă să ajungă la 10 la școală copilul, păi ce s-a întâmplat? Păi nu s-a trezit mama. Nu s-a trezit mama, cum ziceați noastră, pentru că, într-adevăr, ei nu realizează cât de important e pentru copiii lor, pentru că, la rândul lor, părinții nu au un nivel de educație. Dar dacă acolo, punctual, știu eu, pentru anul viitor școlar, puteți dumneavoastră să apăsați un buton și procedura aia să se scurteze, educatorii, în special din școlile astea, unde e populație majoritară de romă, vor simți efectul. Îi va fi mult mai ușor, deci ea e descurajată, pur și simplu nu trece prin toată procedura. Plus că una dintre ele implică trimiterea de scrisoare recomandată. Ori ea are 23 de elevi în clasă, din care lipsesc permanent undeva în jur de 8. Ar însemna odată pe lună ea să trimite 8 scrisoare recomandate. Din bugetul cui? Deci dacă ar face treaba asta, dacă ar fi gata, fac toți pașii, de mâine. La un moment dat ar cheltui lunar câteva zeci de lei, pe scrisorile către părinți. Pentru că scrisorile alea sunt, la un moment dat, unul din pași. Dar nimeni nu zice cine le plătește pe alea. Și dacă te-ai luat, zic, gata, bă, fac toți cei 5 pași, la pasul 3, tu scoți din buzunar niște bani. Acum, la treaba asta, mai ales pe salariul de învățător în România, parcă nu-ți mai vine să te duci mai departe. Dacă toată treaba asta s-ar simplifica cu o mențiune în carnetul elevului, sau habar n-am tehnic cum s-ar putea face, dar în loc de 5 să fie 2 și să nu mai implice banii aia, sau dacă implică, atunci se deconteze școala, se trimită secretara, habar n-am cum să cumpere ea timbrele, să deconteze școala, respectivul pas, poate că ar fi o creștere mare așa de la o lună la alta. La bani. Banii de alocație. Care vin dacă copilul nu are strânat asta la purtare, absențele din la scăderea la purtare, e dacă vă veți uita în Comisia de Educație la treaba asta, poate că puteți afla cum se poate înjumătăți numărul de absenți nemotivați de la școală din rândul populației, nu neapărat rome, populația care simte bănuții ăia de la alocația copiilor. La ce sugerează dumneavoastră va crește la banii îi încurajează să-i trimită la școală. Ar crește la nu. Nici
Fișbor, pentru că a fost acum câțiva ani, procedura era mai simplă și de atunci, de când procedura s-a complicat și educatorii nu o mai fac, de atunci absențele în clasă au crescut. Eu am statistica pe Miron Iacu aici, pe care o am prin Povești cu maică, care acolo învățătoare de vreo 15 ani. Și ea mi-a zis treaba asta. Pe asta era acum câțiva ani, acum nu mai e așa. O complicat procedura, o complicat procedura, copiii lipsesc mai mult. Poate că nu e așa la nivel de țară. Cu statistice, îmi ziceam și cu domnul. Avem statistice de mai 4 oraș din județ la turist, dar m-aș vrea să fie așa. Ok, atât am luat. Apropo de acel proiect, mi-a venit o idee, acel proiect în care pilotul în Sfișoara, pentru că văd că e o problemă care interesează foarte mult. Populația romă din Sfișoara și din area adiacentă este foarte mare. Cu toții știm asta. Da. Și poate că un astfel de proiect pilot ar putea fi lansat la Sfișoara, să vedem cum. Să fie un proiect pilot, puteți să fie gros și fost un guvern de Beograd, au implementat. Au implementat. Da. Și nu vă supărați. Nu? 50 de lei pe... Sunt problemele Sfișoarei. Noi acolo ori dau în seară să se întoarce. Este... De o jumătate de oră. Este și asta problemă. Și... Guvernul Cioloș a avut o politică de măsuri antisărăcie. Unele măsuri se continuă și acum și vedem, o să vedem acum, tocmai s-a aprobat și bugetul și așteptăm să vedem nou cabinet cum se apucă de lucru și vedem ce vor continua și ce nu. Dar ce este probabil? Nu se știe, nu, deocamdată. Ne puteți spune ceva în legătură cu spitalul? În legătură cu spitalul municipal, știți cu toții că sunt clădiri vechi, asta știți. La chestiunea cu maternitatea sunt două variante de a se muta într-o altă clădire sau pentru care sau de a se construi altă clădire. Am înțeles că părerile în oraș sunt diferite, inclusiv în Consiliul Local. Încă încerc să aflu dacă sunt alte interese pentru acea clădire, de ce unii nu vor să se mute maternitatea acolo, încă nu am aflat. Dacă știți dumneavoastră, vă rog să-mi spuneți. E cam veche. E cam veche. Nu, nu, n-ați înțeles, este mai subtilă întrebare. Există vreun interes? Am înțeles întrebarea, dar eu chiar nu știu. Da, da. Era interesat cineva să acolo să se deschidă un fel de clinică privată acolo. Aia era o poveste. Problema este clar că oricum o maternitate, o clădire nouă, e clar că e mai bună decât o vechitură, indiferent cât de bine ar fi renovată. Dar problema este sursa de finanțare. Deci așa se pune problema. Și atunci părerile sunt și în bolo și în face, în clădini, maternitatea veche se degradează și mai tare, condițiile sunt... Și nu o să mai obține nicio autorizare. Și e vorba de oricum, autoritățile, și acum sunt date că sunt date așa. Da. Da. Păi, toată lumea mă rog, dar hai să ne gândim și la ceva. Tot statistic vorbim, în România s-au născut 200.000 de copii anul trecut. O naștere la 3 zile, am înțeles. Mulți pleacă la Mureș, cum mai trebuie? Deci, că noi în țară am dat 200.000. Și-a discuțit ori în Sibișoara. Din Sibișoara. Haideți să lăsăm doamna la mine, să vedem ce ne spune. Deci sunt puține nașteri, asta e cert. Inclusiv în zonele, în comunele din prejur, se preferă să meargă la Mureș. Asta statistic vorbind, știu că m-am ocupat de asta când eram la spital și știam cifrele. Specialitățile care sunt în linii de gardă, sunt vreo 4 linii de gardă, dacă mă amintesc bine, în momentul ăsta, interne, ginecologie, oricum sunt cele de bază, dacă vreți. Adică dacă eu asta am întrebat, dacă omul suferă de infarct, ce îi se face? Tromboliză sau nu se trimite la Târgu Mureș? Nu se justifică, din punct de vedere legal, este un spital sub 400 de
categoria în care este nu îi permite oricum să aibă, să se dezvolte în mai multe feluri. Ca și tendință pe țară, se vrea să se meargă pe spitale regionale, pe centre de interes. Cred că miza mare este să reușim să fie și la Târgu Mureș un spital regional. Guvernul actual vrea să facă doar 3 spitale regionale, ceea ce din punctul meu de vedere este insuficient. Nu. Sunt în trei zone diferite. De unde lupt? Și cred că dacă pierdem și lupta asta și nu o să avem spital regional în Târgu Mureș, și așa noi am rămas cam izolați, cu atât mai mult vom fi și mai izolați. O să discut și cu ceilalți colegi parlamentari, pentru că cred că în sensul ăsta nu contează partidul de la care ești, ci contează să obținem chestia asta pentru toată lumea. Bine, o să vorbesc mai special cu colegii de la PSD ca să aprobe finanțarea, că văd că v-ați înstrâmbat. Domnul okay. Buicu a fost și director la spital. Domnul Buicu este președintele Comisiei de Sănătate, de exemplu. Deci, mai avea oficiu. A fost director de spital. Și a fost și director aici, sigur. Și cred că are și el cele mai multe bune intenții și cred că îl interesează ce se întâmplă în județ. Și atunci, împreună, reușim, sper să reușim să facem acea presiune de care e nevoie. Revenind la chestiunea cu spitalul, sunt clădiri vechi, sunt inclusiv o zugrăveală, că toți ne întrebăm cu tot, de ce nu dă o zugrăveală, că doar nu costă mult, nu? Pentru că să zugrăvească trebuie o autorizație specială, pentru că e monument istoric. Cred că ar trebui să analizăm și să revizuim legea respectivă, pentru că dacă ai o clădire, chiar dacă e un monument istoric, în care tu oferi niște servicii medicale, nu e ca un muzeu. Că muzeul, dacă îl sugrăvești peste 20 de ani, exagerez, să subliniez o idee, nu putem compara lucrurile. Și atunci cred că trebuie grăbită partea asta de birocrație și am făcut diferența în lege între o clădire în care funcționează un spital, de exemplu, în cazul nostru, ca pentru o simplă zugrăveală să nu stai 5 luni de zile sau un an sau mai știu eu cât, pentru că e un moment istoric. Deci asta cred că trebuie făcut într-o perioadă foarte scurtă. În ceea ce privește construcția de spital la Sighișoara, un spital nou în care să ai tot ce așa, nu cred că e fezabilă treaba asta. Cunoaște absolut toate detaliile. Deci este informat în detalii. Nu cred că e fezabil proiectul ăsta. Și aici vine și statisticul numărul de pacienți. Dacă stai și calculezi milioanele de euro necesare pentru construirea unui astfel de spital, raportat la numărul de pacienți, raportat la complexitatea cazurilor pe care le poți rezolva aici, astea două nu se vor cumpa niciodată. Era vorba de construirea unui corpus. Cum? Era un pic de abordare, pentru că, de fapt, problema unui spital nou a apărut în momentul în care a avut, de când s-au publicat toate concursurile renovării. Da? Deci, a fost problema, mutăm maternitatea din de unde este acum într-o altă locație. Da, sunt două lucruri diferite. Dar, nu, care sunt costurile? Și costurile au fost X. Bă, dar foarte mare. Și pe lângă asta e o clădire care nu corespunde. Și pe lângă asta sunt o grămadă de comunicare care acum nu se văd. Se văd pe măsură ce avansăm în lucrări. S-a calculat că o maternitate nouă, de maternitate nouă, acum, lipită de corpul de spital pe care l-am acum, ar costa cam de acolo. Și de acolo a fost prima inițiativă, adică prima idee de a avea o maternitate nouă și nu renovarea unei clădiri. Care... De acolo pasul următor, bine, cea cu spitalul, știm toți că a fost o poveste, au fost niște spitale tip făcute în toată țara, o grămadă de spitale care au fost la fel de fapt, ca și model, au fost toate de specialitate. Pe foarte mulți bani. Mulți bani cheltuiți și nici nu se trebuia, de fapt, un spital în Bărătan, pentru că nu era pod, nu era acces, nu era o grămadă de chestii. Nu se poate, oameni, la 3 zile o naștere. Nu am
Ce meriți plătești? Ce apare nu se întâmplă. V-am spus 200 de mii pe țară, domnule. A scăzut natalitatea. Nu înseamnă că trebuie să naștem în... Eu dau un exemplu, doamne, pentru că eu am băiat de vârstă, atenție. Și m-am bucurat, băiat la ora 9 dimineața, dar era a 7-a naștere din ziua aia. Media, asta se întâmpla, poate mai adică. Care e un subiect pe care îl cunosc foarte bine și l-am studiat. L-am studiat. Din ce prismă l-am studiat? În primul și în primul rând, sunt prieten foarte, foarte bun, coleg de bancă. Am fost cu Vasile Sprinean, managerul general de la Spitalul Județean Sibiu. Acest este tot, a fost și el ofițer ca și mine, deci am fost amândoi din sistemul armatei. Nu are nimic de a face cu sistemul medical. A fost jurist la bază. În momentul în care s-a pus problema construirii unui corp nou de clădire, primul lucru care m-a interesat pe mine, hai să fug repede și pe toți, inclusiv pe domnul doctor Rolea, l-am îndrumat către el, ca să poată să vadă ce demersuri a făcut el pentru că a construit un spital nou. Ce trebuie să facem? Ce trebuie să... Maternitate. Un bloc de clădire pentru spital. Deci asta a fost întrebarea mea. Vasile, ce trebuie să facem noi la Sighișoara ca să facem un bloc nou de clădire care să poartă destinația de spital? Bașca, că l-am invitat pe Vasile, inclusiv la Sighișoara, în care se discute cu cei care au putere de decizie la nivelul Sighișoarei și care, mă rog, au zis pas, nu cunosc din ce motive, dar n-au vrut să se folosească de experiența lui, cert este, că mi-a pus o singură întrebare. O singură întrebare pe care am pus și eu oamenilor competenți la nivel de Sighișoara. Care sunt nevoile de sănătate pe linia spitalului, pe linia corpului de clădire, pe linia specialității pe care voi vreți să o construiți la nivel de Sighișoara? Astăzi am pus întrebarea într-un cadru oficial și mi-a spus nu există un asemenea studiu privind nevoile de sănătate. Deci, de aici trebuie să pornim. Trebuie să pornim de la bază. Să clădim cărămidă cu cărămidă. Obiect cu obiect. Nu este inițial. Mă doare pene, doamne, iartă-mă, că acum mă exprim cu cât mai plastic, de apartenența politică. Este importantă maternitatea pentru Sighișoara. Aia este finalitatea. Nu este important cine inițiază proiectul și cine contribuie la el. N-am nicio treabă, domnul. Doctorul mi se pare că nu știu din ce partii este și nu contează, dar este un genul de om care l-a interesat subiectul. Și care, cum să vă spun eu, ca desa, a vrut să inițieze acest proiect. Să vadă cum se construiește un corp nou de clădire. Ați înțeles ideea? Dar atâta timp cât noi nu cunoaștem la nivel de Sighișoara nevoile de sănătate pentru care este destinată această construcție, nu putem porni mai departe. De acord. Că este una, că sunt cinci, corect? Așa că înțelegeți. Deci eu am făcut despre asta această referire. Despre asta povestesc. E adevărat, de nu puteam un spital nou și nu s-a pus un spital nou niciodată. Eu nu mi-amintesc că în curând. Am povestit de un corp nou de maternitate, ca să fim clar. Deci despre asta e vorba. Sunt mulți foarte proaste. Și nu poate să funcționeze așa. Costurile pentru a se muta în clădirea policlinicii, noi știm jargonul și limbajul local, erau destul de apropiate, ziceau unii, nu sunt calcule exacte, cu costurile construcției unui corp nou de maternitate. Despre asta e vorba. E adevărat că sunt nașteri puține în Sighișoara. Sighișoara nu mai are 30 de mii de oameni, are 20 și ceva de mii de oameni. Știm asta. 30. Păi dacă iară statistică, că cineva are cuvintul statistică. Mă rog, dar... 29.506 înscriși pe lista de votare. Păi, dar n-am, nu știu ce am greșit prin asta. Sunt numai 30 și care 20 și. Indiferent. Așa este. Da, și tocmai pentru că este
naștere odată la 3 zile și pentru că populația Sighișoara este îmbătrânită. Ar trebui să avem mai mare grijă de cei noi născuți. Da, cred că s-a înțeles greșit. Mai devreme nu era discuția că nu ar trebui, era discuția de, sunt două discuții, una de maternitate, una de spital. Nu e fezabil proiectul. De maternitate, clar, trebuie găsit o soluție. Eu cred că, în urma discuțiilor pe care le-am avut astăzi, ar trebui să mergeți, când să fie o dezbatere în sensul ăsta, sunt două variante, să mergeți să-i întrebați pe oamenii din primărie, de la spital, care se ocupă de cifre, să spună cât costă o variantă, cât costă cealaltă. Foarte important cât durează o variantă, cât durează cealaltă, că dacă ne apucăm de construit o clădire nouă și o terminăm în 7 ani, atunci... Nu mai corespunde spațiul, că vin alții să nu... Deci trebuie... Se poate și renovarea să vedeți 7 ani, cum se petrece. Acolo deci, am înțeles... problema clădirii, de a fi cancerată la cineva sau la altcineva. Deci eu cred că trebuie să fie o dezbatere în sensul ăsta, să cereți informațiile în următoarea ședință de Consiliu Local și să vă dea informațiile corecte. Și vreau să spun eu că, de fapt, comunitatea noastră, să de idei, poate veni cu soluții. Nu avem nevoie nici de senatori, nici de parlamentari să vină să ne spună nouă. Păi, ce faceți? Păi, ce faceți? Păi, ce faceți? Nu. Sunteți oameni și suntem oameni aici capabili, care vin diferite comunități, care știu care trebuie făcut. Ne-a trebuit să avem o soluție, după ce discutăm între noi, să vedem pe doamna Ladina și să spunem, uite, noi credem că asta e soluția și vă rog să ne faceți lobby. Corect. Să aplicăm, orică facem un proiect de lege, orică facem o chestie ca să aplică numai pentru zona Bucureștiului de Sfișoară, așa ar trebui să funcționeze. Nu ne așteptăm să vină ei de la București cu soluții pentru problema romilor, pentru... Și problema romilor, Sighișoara e într-un caz fericit. În Sighișoara sunt o grămadă de ONG-uri. Pe bune, o grămadă de ONG-uri care dacă ar sta toți la aceeași masă, și unii sunt în prezență aici în sală și mă bucur, dacă ar sta un pic la masă toți, fără să zic că eu știu mai bine, eu știu mai bine. Cum o rezolvăm? Că guvernul nu o să rezolve. Nici nu are interes. Romii au avut consilier, la primărie. Deci, romii au avut, primarul a avut consilier pe problemele romilor. Ani de zile. Nu știu dacă nu mai are. Adică mai și are. Păi ar trebui ca romii să meargă un pic și la el. Să zică, prietene, tu vii din 4 ani când sunt alegeri și vii și ne bați la ușă. Așa cum întrebați pe doamna chestiile astea, a trebuit ședință de Consiliu, prezent pe un scaun acolo și întreba domnul consilier, este? Avem o întrebare. Păi, uite, avem problemele astea, cum le rezolvăm? Că eu l-aș întreba, pe bun. Ar trebui să întreba, bă, păi ce faceți pentru oamenii voștri acolo în comentarii? Nu mă parlamentar. Și eu cred la fel că trebuie mers în ședință de Consiliu. Exact. Trebuie mers pe cifre reale, că așa dacă e ok, noi stăm și discutăm. Dar dacă nu avem niște, nu sunt niște cifre reale, nu poți să iei o decizie. Adică nu poți, în momentul ăsta, fiecare ne argumentăm sau vă argumentați. Că nu, că eu vreau să se mute clădirea aia, eu vreau dincolo. Dar pe ce bază vrei asta? O grămadă de probleme sociale și-au găsit pe soluția peste tot în vest, din comunități, din ONG. Știu că acum ONG-urile sunt blamate și soroșiste și făcute tot felul, dar adevărul este că multe ONG-uri au venit cu soluții pe care guvernele le-au preluat și le-au implementat în politici sociale. Și nu, deci, unele guverne, în România, deci nu numai guverne, la nivel mondial, au fost o grămadă de politici care au ieșit din munca ONG-urilor. Și aici se poate lucra și aici ar trebui ONG-ul din Sighișoara să facă pasul ăsta. Adică dacă, într-adevăr, este o problemă, nu este o problemă majoră pentru oraș, hai să ne concentrăm atunci cu oamenii ăștia care lucrează. Fără sprijinul statului și când ai ce să faci. După ce ai zis, 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 un proiect pilot, 4 milioane de euro pentru comunitățile de integrare socială a romilor, a fost ales partener al statului un ONG care nu are nicio tangență cu comunitatea de rom. Și ajungeți la ideea mea. De mai devreme când am spus că din comunitate trebuie să se organizeze și organizații și am fost puși în seamă, înțelegeți? Bun, da. Am fost vorbeam, dar acum vă contraziceți că vorbeam de principiu. Că
trebuie lucrat cu cei din comunități. De aici am pornit mai devreme. Da, dacă nu sunt alte interese. Interesul sunt peste tot. Nu, interesul este ne dorim într-adevăr integrarea lor sau dorim să-i ținem în continuare? Dar nu ar trebui să fie interesul peste tot. Cu asta sunt îi dorim să fie interesul oameni săraci și independenți de ajutorul social ca să putem să abuzăm de ei odată la fiecare ciclu. Cu siguranță unii își doresc asta. E evident că își doresc asta. Și tocmai de aceea se fac asemenea proiecte pilot în valoare de 4 milioane de euro, care ar fi ceva pentru niște comunități de rom, pentru dezvoltare. Bun, dar hai să lăsăm ce s-a întâmplat, că nu mai putem schimba, asta nu este, și să vedem ce putem face de acum încolo. Eu sunt pe la urmă de așa cum am spus la preocupate de problema lor din zona Sibișoara, la nivel național, care nu interesează. Bun, uitați ce vă propun, că văd că e o problemă care preocupă pe mai mulți oameni. Putem... Problema romului cea mai mare problemă a Sibișoarei. Nu o luați așa, acum exagerați. Păi e 40 de minute. Dar tocmai că e o problemă, putem face o discuție separată exact cu aceste ONG-uri pe tema asta. Sunteți de acord cu asta? Asta am și vrut să subliniez. Eu am lucrat mult dincolo. Toate problemele sociale sunt de apărat. Statul nu se împică. ONG-urile și-și fac treaba, dar acolo spiritul de voluntariat este mult mai dezvoltat decât la noi. Acum au început și la noi. Dar Mihai are dreptate, pentru că în Sibișoara, comparativ cu alte zone, sunt într-adevăr ONG-uri care deja de ani buni lucrează pe aspectele astea. Și tocmai pentru că de ce să se lucreze în paralel? Uite ce fac eu, uite ce fac eu, când ar putea, pe problema romilor, să facă un proiect comun și să meargă toți în aceeași direcție. Și fără să fie asta, mulți au finanțare direct externe. Da. Foarte bine. Sunt o grămadă de care au finanțare pentru probleme punctuale de genul ăsta. Nici nu au nevoie de stat, să știi. Bine, acum mai pentru că nu trebuie să fie și statul să contribuie. Statul nu te ajută. Nu te ajută. Dar singur. Cum așteptare la asta? Nu trebuie să contribuie cineva ca să ajute. Pentru că și eu am ONG, noi suntem finanțați din exterior, dar nu suntem finanțați, pentru că eu sunt finanțat prin 40 de copii la școală. Și acolo mă lupt să învăț, să fac after school și toate chestiile astea. Mă duc la primărie, zic, domnule, vreau să fac un centru de zi pentru copii rom și mă întreabă primarul, dar ce îți iese pentru chestia asta? Bun, în două țădule, uite așa de mare și mă duc să încep să construcția, umplu cu 4.000 de euro pe, numai pe hârtii și la final mai impun și taxa de 1,5 euro. Zic, domnule, în ședință de consiliu local, nu se poate taxa asta să o scoateți ca să pot cu banii aceasta cu fundația? Nu se poate. Păi, ce să facem? Mergem la consilierii locali și faci un lobby individual pentru la fiecare lucru. Am dus, dar aici la Sibișoara, într-o comună foarte apropiată, de unde vin mai cercetori. Faceți acolo. Da, dar ce se întâmplă în apropiere, influențează Sibișoara, în Albești. De exemplu, vin toți cercetorii din Albești. Haideți să trecem la alt subiect, dacă mai sunt alte subiecte, uite. Aș dori să întreb dacă aveți ceva în plan sau există niște inițiative mai concrete privind învățământul dual. Știu că la Brașov există deja demersuri făcute, se lucrează sau, nu știu, la nivel național sau va exista un cadru legislativ mai clar în ceea ce privește acest gen de învățământ. Ce este învățământul dual? Întreprinderi, companii încheie un contract cu liceeni pe care îi califică la locul de muncă, deci fac cumva două săptămâni de școală și după aceea două de practică. Și după finalizarea școlii, ei se angajează la aceste întreprinderi și așa sunt motivați tinerii să rămână în oraș. Sau... Mergeți, faceți o excursie la Sebeș Alba și vedeți firmele germane, Bosch, care au, nu știu câte școli. La Brașov. Sau la Brașov, unde și trimit la specializare în Germania și nu se reclea și rămân chiar acolo. Da, da. Sunt aici lângă noi. Dar
dacă sunt lângă noi, asta nu înseamnă că îl avem noi. Nu, eu știu despre lucrul meu. Da. Și cred că ar trebui în paralel lucrat cu firmele. Și aici ajungem, începem mai de la început, ca să zic așa. Noi nu avem Bosch sau nu avem alte firme care sunt în alte județe și ajungem la altă cauză, că nu le avem, de ce nu le avem? Din cauza faptului că poate nu le acordăm facilitățile necesare ca aceste firme să vină să investească aici, poate nu suntem foarte predictibili și nu suntem foarte stabili în ceea ce... Nu suntem atractivi din punctul ăsta de vedere. La Târgu Mureș mai avem aeroport, încă, că e închis. Pentru renovare. Doamne ajută! Doamne ajută să fie așa. Mediul concurențial pe închizul, un timp așa de mare, toate companiile creați. Exact. Asta e partea de firme și de angajatori. În ceea ce privește strict partea de strategie, se dorește să fie un proiect național. S-a discutat și se discută și în Comisia de Învățământ. Pot să vă dau mai multe detalii după ce avansăm un pic. După doar două luni de zile în care ne-am ocupat cu proteste și trebuie să începem și inclusiv guvernul să înceapă să muncească ceva. Pot să vă răspund la asta concret la următoarea întâlnire. Când ne apucăm cu toții mai... Să ne apucăm de treabă, mai pe românește spus. Dar cred că nu e... Subiectul ăsta nu e de sine stătător. Că dacă nu ai pe partea cealaltă firmele care să aibă ce să-ți ofere sau să fie dispuse... Să știți că există. Vorbesc de județ. Vorbesc de județ. Pe mine mă doare chestia asta că suntem cumva izolați. Am rămas aici așa izolați. Și cred că trebuie să începem cu asta. Să începem să devenim serioși, predictibili, să nu te mai duci la primarul din comuna X să te întrebe ce interes ai, ci să te întrebe cu ce pot să te ajut. Dar asta nu o să se schimbe ei de bunăvoie. Trebuie să îi facem noi să schimbe. Să îi tragem de mână, că la fel cum trebuie să mă trageți pe mine de mână, că, nu știu, în diferite situații, scrieți, faceți, bateți-i pe oameni la cap. Că dacă venim și ne întâlnim odată și atât, chestia asta trebuie multiplicată în fiecare pol de decizie. Și vă încurajez să participați la ședințele de Consiliu Local. Să știți ce... Nu aveți loc de ce... Nu sunt destule scaune? Același principiu al netransparenței. Faceți o petiție și spuneți să se țină într-o sală mai mare. Nu cred că primăria nu are o sală mai mare. Este. Nu sunt scaune. Astea sunt motive. Două legislații. Ori, dacă stați și acceptați motivele astea, înseamnă că, ok, asta este. Da. O să simtă. Dar dacă ajungeți acolo, aia n-am scaun, mă duc acasă, pe asta mizează. Nu să zic că asta nu mizează. Da, nu. Adică incorrecte, că nu pot să așa generic, să generic vor fi. Faceți. E unul care a făcut-o și a fost chemat jandarmii. Ne-amintesc. Vă amintiți? Da. Dar a fost puțin mai demult, dar am trecut. Am trecut. Exact la aceeași chestie, ca ne vrem patrimoniul național, UNESCO, eu pentru parcări și pentru poluare. Și au venit jandarmii. Și abia cu jandarmii condus de jandarmi în sală și înapoi. Da, ați făcut gălăgie pe acolo ce ați făcut? Și gălăgie să facă, nu eram singur. Cred că știu despre ce este. De pe timpul primarul de Neșanu. Nu. Am trecut. Neșanu a rămas doar gaura. De aici și clădirea. Vreți materialitate și clădirea e lângă noi. Nu poate. Există lege că o construcție care a fost autorizată sau prelungită când nu se poate mai mult de două ori, intră în patrimoniul primăriei. Ia că te stă acolo. Și acum se pun avize, probabil de protestatari și eu particip. Și am venit aici pentru că v-am votat la vârsta mea. Aștupați groapa. Nu există primar. Ceilalți au fost semi-primari care să nu-și ia acest angajament.
Dar dacă vă uitați în programul actualului primar, o să vedeți pârtie de schi, teleferice pe nu știu unde... Nu, nu, telegondolă, două strategii de dezvoltare ale Sighișoarei, plătite pe bani grei, are ieșit din discuția firmelor de strategie. Mi-amintesc că un domn grec a fost, eu l-am întrebat, una mi-a răspuns altceva. Este important, pe primul loc, o gondolă. Asta au unii în cap la Sighișoare. Nu patrimoniu. Bine. Păi, dar să zic, acolo, la nivel parlamentar, să fie o răspundere, de exemplu, pentru cei care administrează, să zicem, primar, viceprimar și ăsta. Dom'le, în momentul când ai aici Sighișorenii noștri, își amintesc, cred că la fel de bine ca și mine, cred că cu aproximație, în urmă cu vreo 10 ani de zile, au apărut niște afișe, aș putea să zic, cât deschizătura asta aici, în câteva cartiere aici din Sighișoara. Exact, telegondole, domnul Suciu și așa mai departe, vă spun ceva de vise. Am zis, domnule, e ceva, nu mai trebuie să părăsim Sighișoara, să mai mergem să vedem Disney din Șapartoc sau din altă parte. Îl avem aici. Oamenii ăștia ne-au mâncat banii și cu afișele alea și adus și populația în eroare. Dar există răspundere. În ce sens ziceți răspundere? Că dacă sunt investit, bine, sperăm să nu intre în vigoare încă ordonanțele astea minunate, dar deocamdată nu sunt în vigoare și atunci mergem pe legea actuală și există răspundere. Dar cineva trebuie să se sesizeze dacă dumneavoastră aveți dovezi în sensul ăsta. Sau în ce sens întrebați? Că nu înțeleg în ce sens întrebați. Ce fel de ce să fie în plus? Campaniile electorale vin cu niște fantezii. Că ne mint, să răspundă pentru ce au mințit. Ce răspundere morală. Păi de-aia este, domnule, că judecat după 4 ani, și nu mai loc, și rămâne bine mersi cu afacerea făcută. Sancționați-i la domnule. Toată lumea minte în campanie electorală. Problema e că, sancționați-i la vot, dar e important să nu uitați peste 4 ani. Adică dacă acum sunteți hotărât și aveți o listă cu ce nu s-a făcut, să nu uitați peste 4 ani. Și aici ajungem la ce voiam să zic. Dacă vă veți întoarce la colegii noastre din Parlament, nu știu ce șanse de succes aveți și colegii ceilalți, dar trebuie propus o lege a lustrației și o lege referitoare la imunitatea parlamentară. Și bătut apa pio și tras de ei în ăștia 4 ani, să vedem cu ce motive o să vină să fie împotriva așa. Adică pe motivele alea se poate face capital electoral. Și trebuie să se facă capital electoral și oamenii ar trebui să voteze ca să nu mai avem situațiile astea penibile în care în unele locuri, acum mă trec de la Parlament, la primărie, la ei, pe primar, la pușcărie, la duci să depună jurământul și duci înapoi. Cum am ajuns în situația asta, nu pot să-mi dau seama. Cum avem șeful Camerei Deputaților, un om care e condamnat pentru furat voturi, nu pentru furat pâine, trebuie neapărat să propuneți așa ceva și să insistați în ăștia 4 ani biletul dumneavoastră ca să creșteți, zic eu, ca partid, pe așa. Nu mai vrem penali, nu mai vrem penali care să se uite de sus în jos la noi. Deci, nu contează. 6% pot să facă exact ce vreau. Da, dar 6% pot să fie. Dar să nu pot aduce și să audă toată lumea ce vor ei ăștia 6%. Veți promova un proiect de lege în acest sens, în cazul în care răspunsul poporului va fi nu mai vreau. Noi vrem să promovăm. Noi vrem să... O secundă să vă răspund. E pe lista noastră de priorități a USR-ului chestiunea asta cu imunitatea parlamentară. Eu vă spun, sunt de 2 luni parlamentar, deci aproape de ieri, dar nu mă simt nici cum că
da, că am sau nu am o imunitate, adică nu face parte din... Nu e o miză. Dar cu siguranță, pentru alții din Parlament, ei se simt foarte confortabil că există o astfel de imunitate. Și e pe lista noastră de priorități ca să nu mai fie, să nu mai existe imunitate, pentru că nu e corect să existe. Dacă ai făcut ceva, te duci și răspunzi, indiferent în ce mod. Imunitatea este pentru declarație. Și o lege a lustrației ar trebui să o puneți pe lista dumneavoastră. Dacă ai făcut deja ceva, să nu mai ai ce să cauți, să nu mai dai posibilitatea poporului să aleagă pe un penal. Pentru că, după cum vedem, poporul o să aleagă sute de penali. Dacă le dai posibilitatea să-i aleagă. Așa este. Sperăm, repet, că aceste chestiunea cu ordonanțele să înțeleagă și cei de la putere că nu e ok să facă ce au făcut, nu e ok să treacă astfel de ordonanțe și vom fi în stradă. Am fost în stradă, vom fi în continuare. Din fericire, e bine că ne ajută Uniunea Europeană. Cred pot și contextul internațional nu este favorabil. Statele Unite au pus presiune pe ei. Normal, toate țările cu scaunul la cap au asta este conjunctura care nu este favorabilă. Cred că, în primul rând, trebuie să ne bazăm pe noi. Dacă noi stăm și așteptăm să reacționeze ambasada X și ambasada Y, cred că noi suntem prima resursă înainte de orice. Absolut, numai să putem. Bun. Dacă mai sunt întrebări, la revedere, mulțumesc mult! Ne vedem data viitoare! Cu siguranță ne mai vedem și data viitoare. Nu știu în momentul ăsta, nu avem o dată fixă. Sperăm să... Adică cu siguranță vom face demersuri pentru sediu și așa mai departe. Dar nu asta e important, că ne putem întâlni oriunde până la urmă. Vom promova mai mult. Exact. Eu am și spus colegului meu că pentru noi, de fapt, este și un experiment, dacă vreți, în sensul bun al cuvântului. Și, cum ziceam la început, dacă data viitoare vin cu doi mai mulți, e o realizare. Și pe data viitoare să venim și cu, să ne informăm apropo de cifre, să vorbim pe concret, adică să facem un pas înainte. Să stăm, să discutăm fiecare ce părere are. Dacă aveți o formă de dezbatere publică, să ajungem la o variantă, la un consens, în momentul în care merge să propuneți ceva, să fie și ceva fundamental. Dar altfel... Cam două luni, că până în momentul, sperăm că până în luna aprilie, să definitivăm și organizația noastră locală, în care să avem un sediu, să avem un canal de comunicare cu dumneavoastră, cu toți oameni, v-am spus. Trebuie să fim conștienți că la nivel local contează foarte mult ceea ce facem. Este foarte, foarte important. Nu trebuie să ne propunem avioane supersonice și alte mine. Trebuie să ne propunem lucruri, dar care nu să le facem românește. Adică începem 1000 de lucruri și nu terminăm niciunul. Facem unul și facem bun. N-am promis mulți cu care am discutat la mese rotunde în campanie și tot. N-am promis în campanie că vom dărâma mulți, clar. Dar, cel puțin, faptul că permanent deputat de Mureș va fi lângă noi și permanent ne va sprijini în demersurile noastre, ăsta este un lucru realizabil și care este deja realizat. Deci din asta vă propun că peste următoarele două luni, timp în care vedem ce se mai întâmplă, cu proiectele pe care noi le-am demarat la nivelul nostru. Sperăm să fie organizația constituită cu toți și să avem un canal de comunicare deschis. Dar între timp, mă puteți găsi pe Facebook. Dacă aveți Lavinia Cosma, mă găsiți pe Facebook, idei, proiecte. Eu, sincer, aș veni un pic mai devreme dacă există deschidere pentru întâlnirea cu ONG-uri. Eventual putem discuta despre chestiunea asta, cei interesați de subiectul cu romii, să stăm, să vedem cu cărțile pe masă unde suntem. Ok, s-au întâmplat foarte multe lucruri, hai să vedem ce facem în momentul ăsta și ce putem face de acum încolo, că dacă stăm să povestim fiecare pățania noastră din ultimii 20 de ani, pierdem timpul de pomană. Da. Vă mulțumesc mult, sănătate multă și... Ne vedem data viitoare.